Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a informat la sfârșitul săptămânii trecute că în perioada 24-28 februarie 2020 au fost raportate în România 59 de cazuri nou confirmate de rujeolă, dintre care 29 doar în județul Suceava. Rujeola sau pojarul, cum mai este cunoscută, este o boală infecțioasă care destul de des duce la complicații, una din 4 persoane diagnosticate având nevoie de spitalizare. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile amintește că nu există tratament antiviral specific împotriva rujeolei, vaccinarea fiind singurul mod de a proteja copiii împotriva bolii.